Noi suntem echipa surprize la tine acasă și Da. venim din partea cuiva drag. Cineva drag ne-a trimis astăzi la dumneavoastră, cineva care vă iubește și vă prețuiește foarte, foarte mult. Eu acum o să vă întreb dacă bănuiți din partea cui venim. Fata. Fata? Așa ziceți? Văd că aveți lacrimi în ochi. Nu fiți trist astăzi de ziua dumneavoastră. Nu plângeți. Eu o să vă spun că surpriza noastră vine din partea tuturor copiilor dumneavoastră. Toți au gândit astăzi la dumneavoastră. Unde telefonul meu? Și băiatul și fata. Da. Pentru că ambii vă iubesc foarte mult pe dumneavoastră. Noi avem aici un tărtuleț. Dacă ne ajutați și îl puteți ține? Da. Și o sticluță de șampanie. Să o beți sănătos. Mulțumesc. Și mai am acum și o melodie. O melodie care vine cu multă dragoste și spune așa. Tatăl meu, de ziua ta, primește-n dar iubirea mea. Mă rog la cer în orice dimineață și-ți mulțumesc că mi-ai dat viață. Ai fost trist și supărat, în mâna ta m-a alintat. De la tine am învățat să pun toate cap la cap. Și dacă soarta vrea să mă locuiesc și cu destul. Domnul Nelo, înainte să vă citesc mesajul, dacă vreți dumneavoastră să suflați în lumânărele, să vă puneți și o dorință. Și... fie sănătos copiii mei. Să vi se îndeplinească dorința dumneavoastră. Și eu mai am un mesaj. Un mesaj care spune așa: tati, azi de ziua ta îți dorim multă sănătate, fericire și tot ce e mai bun. Te rugăm, dacă se poate, să te îngrijești mai mult și să asculți de mami. Te pupăm și te iubim, cu drag copiii dumneavoastră. Doriți să le transmiteți câteva gânduri, câteva cuvinte? Ce să mai zic? Mulțumesc pentru ziua care mi-a făcut-o și să fie sănătoși și să treacă cu bine.